Începând cu Duminica Învierii Domnului, creștinii ortodoxi intră în cea de-a treia perioadă a anului bisericesc, cunoscută sub numele de Perioada Penticostarului. Spre deosebire de perioada Triodului care a precedat-o, în care accentul cade pe pocăință, lumina și bucuria Învierii Domnului sunt cele care definesc perioada Penticostarului. Este un timp de revelație ascendentă a Sfintei Treimi, care culminează cu Rusaliile, termenul final al economiei întrupării. Alături de multe sărbători cu dată fixă și schimbătoare, trei mari praznice își pun amprenta asupra vieții spirituale și sociale a românilor ortodoxi. Prima mare sărbătoare din perioada liturgică a Penticostarului este învierea Domnului nostru Iisus Hristos, temelia de neclintit a spiritualității creștine. A doua mare sărbătoare este înălțarea Domnului la cer, la 40 de zile de la Sfintele Paști. Făgăduința Mântuitorului făcută la înălțarea sa la cer se împlinește la cincizecime, prasnic sărbătorit la sfârșitul perioadei Penticostarului, la care, prin pogorârea Sfântului Duh, se pecetluiește cu sigiliul Sfintei Treimi întreaga lucrare a Bisericii. Sezonul liturgic al Penticostarului este plin de lumină dumnezeiască. Toate slujbele Bisericii sunt marcate de mărturisirea doxologică a Învierii. Până la înălțarea Mântuitorului, creștinii se salută cu tradiționalul Hristos a înviat, adevărat a înviat. Nu se postește, iar în toate miercurile și vinerile din acest răstimp, biserica a rânduit să fie deslegare la pește. De asemenea, în biserică și acasă, nu se îngenunchează. Până și slujba în mormântării, în săptămâna luminată, își schimbă rânduiala obișnuită, fiind impregnată de frumusețea slujbelor pascale. Răstimpul dintre Paști și Rusalii este unul al plinătății vieții dumnezeiești, a vieții trăite în bucuria Harului, o pregustare a splendorilor din împărăția lui Dumnezeu. Perioada Penticostarului începe în Duminica Învierii Domnului și se încheie în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh sau a tuturor sfinților. Ea este continuată apoi de perioada Octoihului, cea mai lungă din cursul anului bisericesc.